Bine v-am găsit la un nou tutorial. Astăzi vom descoperi împreună cum putem asculta muzică împreună cu cei dragi și cum putem adăuga melodii pe rând, atât noi cât și persoanele cunoscute, creând astfel un playlist pe care îl putem asculta împreună. Să începem! Vom deschide un Google Chrome, un browser și vom scrie Watch Together. Vom intra pe acest site și, după cum puteți vedea în descriere, acesta oferă practic un player sincronizat pentru video și audio. Puteți face și un chat cu prietenii și vă puteți bucura de conținutul de pe YouTube, Vimeo, Dailymotion și SoundCloud. Plus alte beneficii, dar noi ne vom axa doar pe primele. Să începem. Vom crea o cameră. Practic e un loc unde vom putea aduna toți cunoscuții noștri. Și s-a creat un playlist Watch Together Default. Acum vom putea căuta în acest drop-down. Noi ne vom axa pe YouTube. Vom căuta o melodie, să zicem Drake Future. Și o putem adăuga în playlist, apăsând pe plusul acesta. Acesta a fost adăugat în playlist și ne-am dat încă play, după care să zicem că vom mai adăuga încă o melodie, tot de la Drake, Future. Vom adăuga și această melodie și am dorit să o partajăm și cu alții prieteni cunoscuți. Vom da invite friends și vom copia linkul de la această cameră și vom intra pe e-mail sau să zicem că poate avem cont pe WhatsApp și putem să trimitem direct acolo și vom trimite la digieducatie.elev@gmail.com. Subiectul melodii real time. Și vom trimite mailul, vom intra într-un incognito și ne vom loga ca și elev. Așa, am intrat în contul de e-mail al elevului și am primit mail-ul cu invitația. Vom intra pe acest e-mail, vom accepta politicile. După cum puteți vedea, avem playlist-ul aici, în dreapta, cu melodiile adăugate de celălalt user. Aici sunt userii și putem începe și un chat, o conversație. Salut! Și în celălalt tab putem intra să vedem că ne-a scris userul căruia i-am trimis invitația și a primit și notificare că a intrat alt user. După care să spunem că userul care a primit invitația dorește să adauge și el o melodie. Să zicem că va dori să adauge o melodie. O va adăuga și el în playlist, a fost adăugată. Și în momentul în care se va da play, practic fiecare user va putea asculta melodia. Dacă cineva o oprește, să zicem că un user a oprit-o, s-a oprit automat și la celălalt user. Puteți gestiona de asemenea și userii din partea de jos, puteți vedea cine e online sau din zona de chat de aici. Aveți la dispoziție și acest chat pe care îl puteți integra direct în lângă playlist-uri sau îl puteți expanda în afara acestei zone și puteți căuta în continuare alte melodii, le puteți adăuga în playlist-uri și le puteți asculta împreună cu cei care au intrat în această cameră. Puteți adăuga aici, practic link-ul de aici îl puteți trimite pe WhatsApp și dacă aveți un grup puteți asculta practic toți din acel grup joinează și puteți asculta toți melodii în același timp. Sper că a fost util acest tutorial. Vă mulțumesc, la revedere!